concurenții de la Survivor All Stars au ajuns în Republica Dominicană. Când începe show-ul de la ProTV? Concurenții de la Survivor All Stars au plecat marți, 2 ianuarie, în Republica Dominicană și au ajuns la destinație în urmă cu doar șapte ore. Show-ul de la ProTV este pe cale să înceapă. Zece faimoși și zece război mici sunt pregătiți să repete o experiență de neuitat. Cei 20 de concurenți de la Survivor All Stars au părăsit ieri, 2 ianuarie, România pentru următoarele luni. Când show-ul va începe, ei vor rămâne fără acces la telefon sau la alte căi de comunicare. Pe rețelele de socializare, Andreea Tonciu a postat imagini din aeroport când se îndrepta cu colegii săi spre Republica Dominicană. Bruneta l-a surprins pe Jadori timp ce vorbea cu Roxana Nemes despre credință, dar și când artistul avea o conversație cu Teje Miles și îl învăța cuvinte în altă limbă. Și George a postat pe rețelele de socializare imagini de la plecare, iar acesta a fost condus la aeroport de soția lui. Despărțirea a fost una grea, dar este convins că va rezista de această dată mai mult în competiție. Sunt gata să pornesc într-o călătorie frumoasă și plină de provocări. Vă avertizez că din 16 ianuarie începe cel mai tare show, le-a transmis George Fanilor săi. Când începe Survivor All Stars 2024? Din 16 ianuarie, 10 faimoși și 10 războinici pornesc în sezonul suprem. În 2024, concurenții din sezoanele anterioare se întorc pe traseu, cu un singur scop, să câștige fiecare probă și să meargă până la capăt. Un nou sezon, reguli diferite.